Mamă, ce tare e Corina, dar fata greșește. Hai să vedem ce a scris fata aici. Dar bă, acum a băgat. E tare. The soul leaving the body. The soul leaving the body original. Nu e chiar așa, soul. Vrei să zic eu revelația plăcilor? Într-adevăr, soul-ul... Dar cât de bătrân ar fi omul, ăla se prezintă tânăr. Deci și oarecum arătarea de la tinerețe, știi? Nu e chiar așa. Și nu e chiar așa cum zici tu. Într-adevăr, ar trebui să ținem zona capului, știi? Dar ruperea de corp e foarte grea. Dar la mai peregrinează. Păi, noi zicem că nu știu câte zile. E de seama că nu e exact. Depinde ce viața au, știi? Dacă a avut o viață de căcat, înseamnă că fuge rapid. Și doar în pula. Deci asta ar fi doar așa, ca titlu informativ, dar nu e chiar. Ia, să mă te complet. Hai să vedem ce fac eu. O pulă. Ioana originală. Patenta e pulă. Patent ai pula. Mail din patent. No. Patent ai pula. Nu vreau să-mi zic. Da. A zis, dă-l în pula, mă, în pula. Fată, ia să vedem cât și-a tăiat pula. Deci, dăm pe Google. Român tăietor de pulă. Deci, tăierea penisului. Ia. Tăiere penis. Tăiere penis. Ia. Drama al vieții în spital. I-au tăiat frumusețe de penis. Ia să vedem pe ăsta. Un caz de malpractice, yeah. Avea 7 centimetri. Revista celui mai faimos de normă. Ăla am 18 centimetri, la pula mea. Deci dacă îmi taie, nu știu că tot rămâne mai mult de 7 centimetri. Ia, te ia frumusețe de penis. Bă, sunteți și voi ca grecii antici. Ăia zicea că ăia cu pula mare sunt de n-am prost.
Și le plăcea la aia cu pula mică. Eu uitam, vrea că nu vrea să iasă Google-ul. Așa. Ia tea penisul tatălui după ce l-a prins cu soția în pat. Ia, circumcizie în Wikipedia. Penis necircumcis. Circumcis. Apelăm la practica evreilor urca ortodoxi. Ia zi, Ioana, îi aștept bucătică de penis. Aici da, sunt ultra-ortodox. Și ce face ultra-ortodox? Păi, asta se aia din fimoză, știi? Dar știi cu ce ștea evrei ultra-ortodox, Ioana, că eu știu? Cu o trestie. Lua trestia, o de spica, așa? Și tăia la ăla. Și rămâne la cupula belită. Eu dacă mă duc în Israel, trebuie să-mi arăt pula la mamă. Ca să mă primească. Pot scăpa de frenul lung. Așa numită ața penisului. Stai și-o cu lama, dă-te așa cu la ești bărbat. Adevărat. A rămas, ia, pot scăpa, lasă-l de legul, te ia penis, o femeie din statul american, California a fost condamnată, a zis, Californication, God hate us all, și a zis, te las în curugă. I-a dat închisoare pe viață la fată. Că i-a tăiat lunul pula. După ce i-a tăiat penisul la bă. La noi, dacă se întâmplă asta, cred că-i dă medalie de aur. Ciomul tăiat penis.com. Ciomul tăiat penis. Curtea de jurii de la Bush de Rom. Franța s-a pronunțat vineri într-un proces delicat. De judecata învinuitului Blaise Pascal. Frenion. Ia să vedem ce pula mea și ești așa tăiat răpulii lui Zala după rom. Ia. Concret. Rivalul era amantul soției domnului Region, pe care acesta l-a prins asupra faptului. Că era asupra faptului, deci era asupra la nevasta lui ăla. Și ăsta nu avea cum să-și bage în pula. Păi de ce? Deja fata l-a o plăbiză. În octombrie, hotărâ să-și facă singur dreptate, a zis gata, mă îndrept spre ăla ca să-mi fac dreptate. Soțul s-a repezit la pantalonii respectivului. Deci s-a repezit. Era repezit așa. Și a acționat cu o dexteritate de nebănuit. Cea mai tare dexteritate de asta. După executarea operației la mare precizie, exactă precizie să ai. Înseamnă că l-a avea deja pula mare, dar a putut să dai de atâta precizie. Aruncarea toaletă obiectul extras. Deci, obiectul a fost extras. Și după aia a introdus. Trăgând apa. Ca să fie sigur că se duce pe apele să umbe pe ei. Scrie la Express. Deci a făcut tără mișto toți fragedii de ăla. Deși apărarea a invocat un moment de nebunie. Păi stă puțin că a zis, băi, a zis și partea adversă. Bă, au fost mai multe momente. Nu doar un moment de nebunie. Cum? Păi a fost momentul pula mea când s-a repezit. A fost momentul când i-a tăiat pula lui ăla. A fost momentul când a tras și apa. Deci nu e doar un moment de nebunie. E mai multe momente. E considerată probă suficientă pentru achitare. Juriul s-a arătat
Păi cred că l-a tras în... S-a dus pula mea. Ce-o fi la Paris? Maci pe acolo. L-a condamnat la 13 ani de închisoare. Îți apărnea și ea de la ei, zice, ce faci, mai, chiar te-o plinde? Ești chiar atât de prost. Nu puteai să-ți iei altă nevastă? În asemenea, pedeapsă exemplară, nouă ne dă de gândit. Păi și mie îmi dă de gândit. Cum? Îmi dă de gândit, mult convenabil să faci acte de corupție. Păi mai bine faci acte de corupție. Oricum tot timpul să fac acte. De ăla vrea să facă un act sexual, dar făcea altul cu nevasta. Și ăla făcea acte și a zis, bă, hai să fac și un act. Și decât, ia, de 2-3 ani eventual cu suspendare. Ce pula mă, cum ai, poate îl l-ai băgat cu suspendare la... La ăla nu mai avea ce pula mea să-i bage, la pulă, dar nu mai avea pulă. Decât să tai penisuri în Franța. Cred că mă mut în Franța. Ioana, plecăm în Franța. De ce? Că iau, îi dă suspendare. Sau nu-i dă suspendare. Îi dă 13 ani de părnaia. Așa. Unde acest organ este aparat chiar mai bine decât averea statului? Apărat. Deci organul e apărat, da. Bă, a fost el apărat, dar acum e barat. E plătitor. Există și în România un caz de tăiare de penis. Și în România există multe cazuri de tăiare de penis. Ar trebui să vină facilitatea meditației de la noi. Cunoscut ca fiind brandul doctorului Ciomu. Ciomu i-a tăiat lui ăla vârful omul. Deci vrei să fii omul? Exact, du-te la Ciomu. Atunci însă cazul s-a lăsat numai cu daune civile. Fiind vorba de un eveniment evident malpractic. Nu e malpractic. Nu știu, cred că e ceva... Cred că la noi o tăiare de pulă nu contează nimic. N-ar fi nici măcar mutilare. Păi ce pula mea, e tăiat o mână, picior? Nu, e tăiat o pulă. Nu, nici măcar mutilare. Că la mutilare cam faci pârnaie. Da, ce omul original. Rămâne un mister, da, era Mr. Bean. Cum de nu s-a introdus încă la noi o lege prin malpraxisul la corupție? Băi, aș da o șpagă la un medic, dacă îți face treaba bună. Dar, ia uite, la corupție. Asta ar fi marea corupție la medici. Cum? Corupție, îți vine pula mea, să te cași pe tine, știi? Măcar pentru niște demnitari. Care? Care? Ăștia câțiva? Deci trebuie să-i dăm corupție. Cum? Pula mea, se bagă ăla singur la pornaie. Dar nu-i nebunul porno, că eu singur mă duce la pornaie. Dacă nu chiar pentru toată lumea, mai mult. Ciomu este din nou medic, dar nu mai poate opera. Uite, Ciomu poate reveni la statutul de medic. Deci la noi se și iartă. Noi suntem mai tari ca Iisus Hristos. Cum? La statutul de medic. Dar nu mai poate opera. Îi da aspirină la pulă, ca să-i crească pula. Sau acum poate Ciomul este cu Viagra. Le dă la toți pulă, Viagra la pulă. Pacientul mutilat de Ciomul a primit 200.000 de copăs. Primăria Capitalei a plătit
22.000 de euro pacientului mutilat de medicul Ciom. Băi, eu prefer pula mea să am un leu, să-mi fac plerista foamea, decât să iau 200.000 de euro. Ce trebuie să fac 200.000 de euro cu un pula? Nici un miliard de euro nu se înlocuiește în pula. Pula pentru un bărbat e mai tare ca orice euro. Vrei să-ți demonstrezi dacă vrea pula mea? Eu ți-am dat o gagică de un altă societate care are milioane de euro, dar poate are un bărbat care nu are pulă și când îi dă băiatul pulă, zice aia...